35 de ani de excelență, am ales câteva imagini pe parcursul anilor cu activități pe care le-am derulat. În școala Liviu, astăzi Liviu Rebreanu, școala 7, școala 10 și o școală de nota 10. Cele două invitate din Republica Moldova, Anastasia Cevotan, și Adriana Major, profesoră de engleză la TLC, Centrul pentru Limbă Engleză din Chișinău. Eu vreau să le mulțumesc colegilor mei pentru eforturile pe care le fac la toate obiectele pentru a fi, pentru a promova excelența și calitatea actului educativ în școala noastră. Și fiindcă doamna directoare spunea de partenerii noștri, care sunt părinții în principal, școala noastră nu ar fi putut să arate așa. Sunt mulți dintre dumneavoastră, știu cum arăta școala înainte, știu unde am ajuns cu această unitate. Și aduceți aminte că în Comănești, în anul 2005, s-au produs inundații catastrofale. La intrarea în școală era apă. Am primit sprijin din partea guvernului, am primit sprijin din partea Asociației Evreilor din Statele Unite pentru a aduce școala la un nivel în care la 15 septembrie să se poată intra. Vă aduceți aminte că am avut sfârșitul august, de undeva de pe 28 august până pe 12 septembrie când am început școala. Aproape că am stat non-stop în școală să o aducem toată lumea ca să putem intra în școală.